Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul comisar șef Daniel Torje, rectorul interimar al Academiei de Poliție, Alexandru Ioan Cuza. Bine ați venit în studioul nostru, domnule comandant. Bine v-am găsit. Am să încep direct cu o primă întrebare legată de activitatea Academiei de Poliție și de ce mai reprezintă ea, pentru că în momentul de față, cel puțin la nivel vizual, este una dintre instituțiile de învățământ care asigură ceva mai special, și anume o repartiție după terminarea studiilor. E una dintre puținele motiv pentru care e din ce în ce mai vânată, să spun așa, de către candidați. Se reflectă această senzație vizuală și real la ceea ce simțiți acolo? Vin tot mai mulți oameni, tot mai mulți tineri către dumneavoastră? Cum este evoluția din punctul ăsta de vedere? Da, Academia de Poliție a fost, este și va rămâne, zic eu, o instituție de învățământ căutată de tinerii care își doresc o carieră în Ministerul Afacerilor Interne. Într-o lume dominată de criza locurilor de muncă, de un șomaș crescut în rândul tinerilor, garanția unui loc de muncă reprezintă fără doar și poate un argument solid în opțiunea tinerilor pentru o instituție de învățământ superior. Însă Academia de Poliție oferă și alte avantaje tinerilor. Aș vorbi în primul rând despre posibilitatea pe care o le oferă de a îmbrățișa o meserie captivantă, care scoate în evidență anumite trăsături de caracter ale tânărului. Curaj, spirit de abnegație, încredere în forțele proprii, dorință de sacrificiu. Aș spune totodată că Academia de Poliție oferă servicii educaționale și condiții de pregătire la standarde cele mai înalte. Și în ultimul rând, foarte important, poate la fel de important ca și garanția locului de muncă, este faptul că Academia de Poliție oferă cazare, hrană și echipament în condiții de gratuitate. Toate acestea însumate fac din Academia de Poliție o instituție atractivă și căutată de tinerii din ziua de astăzi. Ce înseamnă căutată față de alte universități ca ofertă? Cam ce număr de locuri? Bănuiesc că se schimbă totuși, fiecare an are particularitatea lui, dar cam câți studenți, câți cursanți, de fapt, câți candidați sunt pe locurile Academiei în medie așa? În medie, an de an, la începutul examenului de admitere, concurența se află undeva la 16 pe un loc. Oh, mult! După parcurgerea probelor eliminatorii, se ajunge la o cifră de 10 până la minim 7 pe un loc. Deci n-am coborât sub cifra de 7 pe un loc la probele scrise. Este cam cea mai serioasă concurență. Da. Am observat în ultima vreme și o tendință a prezenței fetelor pe lista cursanților. Acum se zice că de multe ori, cel puțin în perioada respectivă, fetele fiind mai studioase pot fi favorizate la un astfel de examen. Cum este proporția și cum se adaptează până la urmă aceste fete într-un regim din acesta parecum specific, cel puțin ca mentalitate, cum se vede din exterior, specific de multe ori bărbaților? Da, în momentul de față, în Academia de Poliție, la cursurile cu frecvență, avem 1608 studenți. Dintre aceștia, 400 sunt fete, adică un sfert. Fetele au calități incontestabile, care le permite să performeze în specializări precum investigarea fraudelor, poliție rutieră, criminalistică, combaterea criminalității organizate, investigații criminale, IT, chiar și în ordine publică, în jandarmerie sau la poliția de frontieră, fetele au capacitatea de a răspunde solicitărilor specifice la cel mai înalt de exprimare. Sigur că problema fetelor se pune în Ministerul de Interne atunci când ele își manifestă intenția de a încheia o căsătorie și atunci aici apar unele probleme în sistem legate de faptul că ele își iau acel concediu de 2 ani de zile. Dar problema lor nu se pune din punct de vedere al randamentului care pot da și al performanței pe care o poate realiza o fată. De astfel, prezența femeii polițist este constatată în toate țările civilizate. Iar eu am convingerea că ele pot profesa cu rezultate foarte bune și în domeniul de ordine și siguranță publică din țara noastră. După absolvire, cursanții au obligativitatea rămânerii în sistem o perioadă de timp, 10 ani, sper că nu greșesc. Da, așa este. Ei pot totuși, să spunem așa, să-și răscumpere acest drept de a se rupe de sistem și a porni pe un alt drum.
Care este rata de părăsire a sistemului prin această metodă de răscumpărare, cum i-am spus? Pleacă mulți în intervalul acesta de 10 ani sau ei rămân totuși în sistem? Nu pleacă mulți. În schimb, pleacă cei care sunt foarte, foarte buni la carte și care au alternativă, au alternativa de a urma cursul Institutului de Magistratură. Pentru noi e un sentiment de mândrie faptul că printre cursanții acestui institut, majoritatea sunt absolvenți de Academia de Poliție, ceea ce spune mult despre calitatea actului didactic din instituția noastră. Vă propun să revenim un pic la persoana dumneavoastră. Ați fost numit relativ recent pe acest post momentan interimar de rector al Academiei. Care credeți că au fost aturile pentru această numire și ce v-a propulsat până la urmă pe această funcție astăzi? Lucrez în Academia de Poliție de 24 de ani. În cei 24 de ani, în 10 ani am îndeplinit funcții de conducere. Vreau să cred că în cei 10 ani am făcut dovadă unor calități manageriale care au determinat pe colegii mei să mă aleagă la un moment dat președintele Senatului Universitar. Fie că vorbim de Academia de Poliție sau de orice altă universitate din România, vreau să cred că conducătorul acestei instituții trebuie să fie, în primul rând, un bun pedagog. El trebuie să aibă capacitatea de a crea și de a menține un cadru specific al educației. De asemenea, trebuie să aibă capacități organizatorice, să aibă abilitatea de a stabili prioritățile și de a-și coordona sarcinile, să aibă ușurință în comunicare, să aibă talentul de a transmite studenților sau elevilor plăcerea de a învăța, să aibă capacitatea de a asculta, să aibă iscusința de a menține un echilibru între autoritatea și libertatea în echipă și, în ultimul rând, să fie devotat instituției. Cred că toate aceste lucruri au determinat și pe cei din conducerea Ministerului de Interne, la un moment dat, să nu încredințeze comanda Academiei de Poliție. La numirea dumneavoastră au fost câteva voci, nu multe să le spunem, care v-au contestat. A fost un episod pe care ei l-au invocat. Dumneavoastră ați avut o carieră paralelă, să spunem așa, și în domeniul actoriei. Poate clarificăm un pic acest episod. De ce credeți că au existat oameni care au contestat, așa cum am spus, ceea ce dumneavoastră ați făcut și dacă v-a folosit până la urmă acea perioadă în care ați activat și ca actor semiprofesionist sau neprofesionist, nu? Da. Majoritatea oamenilor au, pe lângă activitatea profesională de bază, să zic așa, și o preocupare extraprofesională sau o pasiune. În timpul meu liber, drumurile m-au dus spre sala de sport sau sala de teatru. Ambele m-au ajutat în viață să dezvolt capacitățile fizice și intelectuale. Am urcat la un moment dat pe scenă din dorința de a oferi un dram de bucurie oamenilor. Am rămas acolo pentru că actori renumiți, regizori, scenariști sau diferite personalități din viața publică românească m-au apreciat pentru ceea ce am făcut, m-au susținut și m-au încurajat. Atât sportul cât și teatru m-au ajutat foarte mult să mă apropiu de sufletul oamenilor. M-au învățat că performanța într-un colectiv înseamnă să comunici foarte bine cu cei din jurul tău, înseamnă o susținere și un spirit de echipă, înseamnă încredere în forțele proprii și încrederea în cel de lângă tine, înseamnă să-ți iubești oamenii. De fapt, acest lucru m-a ajutat să cultiv studenților în Academia de Poliție iubirea față de semeni. Și vreau să cred că fiecare student care a lucrat cu mine are imprimat așa în conștiință și în sufletul lui respectul față de cetățean, îndatorirea lui de a fi mereu în sprijinul cetățeanului. Iată două aspecte care m-au ajutat foarte mult în activitatea pe care o desfășor în Academia de Poliție. Știu că urmează un concurs de titularizare, să spun așa, sau e în viitorul apropiat. Și vreau să vă întreb, pentru că sunteți totuși o instituție oarecum închisă, nu e ca o instituție de învățământ superior obișnuită din sistemul de învățământ. Cum se desfășoară un astfel de concurs? Cum ar trebui să fie titularizarea respectivă pentru postul de rector al Academiei de Poliție? Titularizarea mea sau altui coleg din Academia de Poliție înseamnă, de fapt, votul comunității academice. Conform legii educației naționale, orice universitate din România, deci și Academia de Poliție, are două opțiuni în desemnarea conducătorului.
obținerea votului cadrelor didactice titulare din instituția respectivă și obținerea unui concurs public. Această opțiune se face în urma unui referendum organizat la nivelul instituției respective. În urma referendumului organizat în Academia de Poliție, în urmă cu mai bine de 6 luni, comunitatea academică a stabilit că această opțiune să se facă prin vot. Prin urmare, undeva la jumătatea lunii mai, colegii mei, cadrele didactice și instructorii de predare titulari din Academia de Poliție, își vor exprima această opțiune. Haideți să ne mai întoarcem puțin la activitatea didactică și la cursanți și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Academia de Poliție este o instituție în care cursanții trebuie să dea dovadă și de aptitudini fizice și de aptitudini intelectuale. Se poate vorbi totuși de un compromis pentru cursanții care excelează într-un domeniu, dar nu sunt la fel de performanți în celălalt? Concret, pentru un elev foarte, foarte bun intelectual, dar care are oarește carențe la nivel sportiv, se pot face aceste compromisuri de care vorbeam sau cum se tratează astfel de cazuri? Aș vrea să știți că studenții Academiei de Poliție sunt foarte buni la carte și foarte buni la sport. În general, cei care au rezultate foarte bune la carte au și performanțe sportive deosebite. Nu întâmplător, șefa de promoție. În anul 2015, deci vorbim de ultima promoție, Ghinescu Andreea este și campioană mondială a polițiștilor la tenis de câmp. Iată această asociere între performanțele sportive și cele intelectuale. Iar această asociere este o prezență constantă în rândul studenților. Adică avem foarte mulți studenți care au medii generale peste 9,50 și performanțe deosebite pe diferite discipline sportive. Să nu uităm faptul că polițistul, oricât de mult ar avea el dezvoltate capacitățile intelectuale, și e bine să fie așa, noi ne străduim să fie așa, el nu își desfășoară activitatea într-un halat imaculat, printre rafturi de cărți sau eprobete. El este în contact permanent cu stresul și dinamica vieții noastre cotidiene. El practic este un observator permanent și un participant activ la animația vieții noastre de zi cu zi. Respectarea ordinii și liniștii publice, asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale a omului, menținerea unui sistem de securitate și siguranță civică, nu se poate realiza într-un birou. Spuneți-mi, la nivel de țară, ce alternativă există pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București? Bănuiesc că sunt oameni cursanți în toată țara care și-ar dori să vină la București, dar e totuși o distanță mare. Se pot duce în altă parte, au altă alternativă sau este singurul loc la nivel național? Academia de Poliție este o instituție unică în peisajul universitar românesc. Este singura instituție de învățământ superior din Ministerul Afacerilor Interne care asigură formarea specialiștilor cu pregătire universitară și post-universitară pentru structurile mele și pentru alți beneficiari. Prin urmare, cine dorește cu adevărat să devină ofițer, nu îl poate împiedica distanța. La noi, în sistemul nostru, există și alte școli, dar de nivelul școlilor post-liceale. Și aș aminte aici, de exemplu, școala de poliție de frontieră de la Oradea, care pregătește, dar este de nivel agenților de poliție. Câmpina parcă are ceva. Cluj-Napoca și Câmpina pentru polițiști, Fălticenul și Drăgășanul pentru jandari, Boldeștiul pentru subofițerii de pompieri. Prin urmare, toți cei care doresc să devină ofițeri în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, trebuie să vină la Academia de Poliție. Deci e adevărată vorba aia că cel puțin la poliție ora exactă se dă la București. Da. Dar trebuie să rețineți faptul că în vocabularul personalului Ministerului Afacerilor Interne nu există cuvântul greu sau expresia nu se poate. Am înțeles. Haideți să facem un joc de imaginație și să ne închipuim că de mâine sunteți titularizat, sunteți rectorul Academiei de Poliție. S-ar schimba cu ceva pentru dumneavoastră lucrurile? Ați putea face alt tip de management? Sau care ar fi prima măsură pe care ați lua-o în situația asta față de cea de astăzi, să spunem? Managementul meu nu va fi niciodată influențat sau condiționat de un anumit act administrativ. Indiferent că am fost un puternicit desemnat sau titular, că am fost șef de birou, director de departament sau decan de facultate, managementul meu a fost la fel. Adică a fost un management apropiat de oameni, un management care a promovat climatul de un climat de respect, de colaborare, de întrajutorare reciprocă,
de stimularea cadrelor didactice și a studenților în a participa în mod activ la viața instituției noastre, de impunerea unor standarde performaționale care să promoveze și să disemineze cultură profesională. Spuneți-mi două, trei proiecte de care ați vrea să vă legați numele ca rector al Academiei de Poliție. Ce vreți să finalizați, să spunem, pe mandatul dumneavoastră? Sunt foarte multe proiecte de care vreau să spunem. De-aia v-am zis două, trei, ca să nu, să nu monopolizăm timpul. Da, nu, dar dacă ar fi să mă leg de componenta didactică, aș spune creșterea calității actului didactic, promovarea unui învățământ modern și euristic sau schimbul de bune practici cu instituții din întreaga lume. Dacă m-aș referi la componenta logistică, aș spune proiectul poligonul de tragere sau reabilitarea bazinului de nod sau proiectul de supraveghere perimetrală. Însă cel mai important proiect de care eu vreau să-mi leg numele este legat de comunitatea universitară și de atmosfera de lucru din Academia de Poliție. Adică îmi propun să creez acel climat de muncă prin care colegii mei să regăsească plăcerea de a munci, dorința de a performa, de a avea inițiativă și de a se implica cu dăruire în realizarea binelui comun. De acest proiect vreau să-mi leg numele, adică vreau să-și aduc aminte de rectorul Torje ca un comandant care a pus pe ordinea de zi pe agenda lui de lucru în centrul preocupărilor sale omul, student, cadru didactic. Cum ați caracterizat tot foarte pe scurt activitatea managerială a celor de dinaintea noastră? În cei 25 de ani de existență, la comanda Academiei de Poliție s-au aflat 7 rectori. Recent, mai exact pe data de 14 aprilie, pentru prima dată, i-am adunat pe toți la un loc. A fost un semn de recunoștință pentru tot ce au făcut ei în dezvoltarea instituției noastre. A fost o lecție dată că generația de azi a învățat bine lecția recunoștinței și că uitarea nu ne-a întunecat conștiința. Fiecare a lăsat ceva în urma lui. Așa am propun și eu, pe drumul pe care l-am ales, să las în urma mea o amprentă, o urmă a performanței managerale de care să se bucure generațiile care vor veni. Și ultima întrebare a interviului de astăzi. Credeți că o schimbare majoră, un cutremur pe scena politică, o nouă guvernare, o altă abordare, ar trebui sau poate să influențeze conducerea sau managementul Academiei de Poliție? În viață orice e posibil. Din prima zi în care a fost numit la comanda Academiei de Poliție, m-am gândit la ziua în care nu voi mai fi rector Academiei de Poliție. Și vreau să vă spun că în acea zi voi avea puterea să stau cu fruntea sus în fața oricărui coleg de-al meu și să-l privesc în ochi, fără teama că o anumită decizie sau o anumită hotărâre pe care am luat-o în calitate de rector mă va determina să țin privirea în jos. Vă asigur că în acea zi făclia performanței va lumina la fel ca și până acum și că odată cu ea voi preda generațiilor care vor veni după mine moștenirea tuturor valorilor pe care această instituție le-a generat în decursul existenței ei. Domnule comandant, vă mulțumesc și vă urez succes în activitatea pe care urmează să o desfășurați. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cu drag.